Iubiți frați și surori, nu am fost destul de atent când Pavel l-a anunțat. Mai anunța musafir sau? Cred că ar potrivi și asta, am lipsit mult, abia m-am întors de câteva zile din Italia. Frații și surorile români de acolo, vă transmit salutări sfinte, sunt mulți, mulți frați și surori români din toată România. M-am bucurat foarte mult că am văzut din toată țara, am văzut pur și simplu din Moldova cu Bistrița, uniți împreună, Timișoara cu bistrițeni, n-a fost nicio diferență, s-au rugat împreună, au slujit Domnului împreună. Vreau să vă spun că e mult mai greu pentru ei, italienii fiind foarte catolici, atunci când frații cer un loc de rugăciune, de adunare, sunt foarte împotrivitori. Diferit de Spania, Italia nu le dă loc să se adune. Am găsit aceste două biserici mari, una într-o baracă destul de joasă, fără aer condiționat, fără condiții minime. Nu au avut nici condiții minime. Și acolo au fost 400-500 de oameni care slujesc Domnului, cântă cor, slujesc pe Domnul acolo. A doua biserică era undeva la etaj, după ce un grup de negri slujeau Domnului, apoi mergeau românii mai târziu să slujească. Să ne rugăm pentru ei. Am rămas mișcat în suflet când la sfârșitul evanghelizării, trei sferturi din biserică au venit și au îngenunchiat și a fost nevoie să ne rugăm pentru ei. Frații dumneavoastră din Italia, vă roagă să vă rugați pentru ei. Sunt mulți oameni, se mântuiesc mulți români care merg acolo și vizitează și lucrează acolo. Ei merg la adunare, frații noștri duc la adunare și ei se pocăiesc. Fratele Marius Livanu, pastorul dintr-una din biserici, vă salută cu dragoste. El a cântat la noi, a fost și a slujit aici. Sunt bucuros încă să văd pe un frate scump. Vă aduceți aminte când noi am fost în Krasna în luna august anul trecut și ne-au stropit cu ageasmă și ne-au bajocorit și ne-au alungat de acolo și ne-am întors înapoi în luna octombrie și am slujit din nou în același oraș Krasna, unde oamenii au fost supărați atunci pe noi și am pus difuzoarele spre oraș. Și Dumnezeu a demonstrat atunci că în loc să ne stropească ei cu o ageasmă, acum ne-a stropit Domnul cu har. Și harul lui a ajuns până la inima unui deputat de acolo. George, stai în picioare un moment. Uitați-l pe George, un deputat din congresul lor, că Dumnezeu a atins inima lui cu cuvântul lui. În ziua aceea s-a hotărât să pocăiască, s-a întors la Dumnezeu. El este aici și a pus semn. Azi, dacă tu, Doamne, mi-ai dat mie mântuire, dă-mi și viză să mă duc în America să văd pe frația și mă și botez acolo. Este aici cu dorul acesta și gândul să încheie aici legământ cu Dumnezeu pentru toată viața lui. Ne rugăm Domnului pentru fratele George, care stă timp de o lună în vacanța lui de la Senat aici și fie ca Domnul să-l curățe inima și viața lui total, să-l ierte de toate fără de legile lui și să-i scrie numele în cartea vieții. Și în Krasna să facă Dumnezeu un stâlp, un om gata să sufere pentru Evanghelie. Este un om pregătit, un om cu școală, dar este un om care Domnul l-a iubit și l-a chemat la mântuire. Ne bucurăm pentru el. Câteva minute voi folosi pentru evanghelizare în această seară, conștient de frați din California, de fratele Ezechiel, cu care venim de mulți ani împreună. Mi-aduc aminte cu câtă dragoste de când eram în Cluj, el predica de mult, mult mai de mult decât mine. Și îți bucuros să fie cu soția lui, cu Iulian, aici și să predice cuvântul Domnului. Așadar, eu un musafir trecător, am să zic câteva cuvinte despre Ierusalim. 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 Ce-au avut oamenii ăștia cu Ierusalimul? De ce au fost ei așa de afectați de Ierusalim? Împreună cu fratele Pavel și alți frați am avut harul ăsta să îmi fac o poză lângă Ierusalimul, descria tabla, nu Cluj-Napoca, Ierusalim. Așa am avut o senzație specială, să intrăm în Ierusalim. Să stau aici unde Domnul Iisus a stat și a plâns pentru cetate. A fost special. Ghidul ăla a spus, toți oamenii care vin și vizitează, ridică un pahar de vin când intră în Ierusalim. Și în semn de biruință că au ajuns să vadă Ierusalimul. Și am spus, noi și grupa noastră, 28 de penticostali, nu ridicăm un pahar de vin astăzi, ci ridicăm paharul izbăvirilor în numele Domnului. Voi nu faceți asta, categoric nu. În ziua aia noi ne-am împotrivit categoric. Și acolo ne-am rugat, pe dealul ăla unde Domnul Iisus Hristos a plâns. Ierusalim
M-am uitat și am vrut să învăț ce înseamnă Ierusalim și câteva persoane am ales eu care au fost foarte afectate de Ierusalim, legate de cetatea asta, de orașul ăsta Ierusalim. Ierusalim în traducere înseamnă cetatea păcii, temelia păcii, proprietatea păcii, moștenirea păcii înseamnă Ierusalim. Sunt lucruri mari, nu-i așa? Ierusalim, proprietatea păcii, cetatea păcii. Dumnezeu din cer a ales Ierusalimul ca locuință. E lucru mare Ierusalimul. I-a fost drag lui Dumnezeu Ierusalimul încât l-a ales să locuiască acolo. Și Dumnezeu s-a coborât cu fumul lui când Solomon a sfințit templul și a fost acolo în Ierusalim prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu a ales Ierusalimul să locuiască acolo. E normal, oameni buni, să te duci și tu să locuiești unde locuiește Dumnezeu. Eu acum când trăiesc, dacă ar fi undeva un loc unde locuiește Dumnezeu, m-aș muta acolo. Dacă ar fi o cetate pământească unde Dumnezeu locuiește și în afară de asta nu locuiește Dumnezeu, tot ce aș putea eu aș face. Aș risca totul. Aproape cât cei ce au trecut printre gloanțe să vină aici să-și piardă căsile și să n-aibă avere nimic și au trecut Dunărea și printre cartușe să ajungă în America ca să se întoarcă acum înapoi cu valiza în România, curând. Dar eu m-aș duce și aș risca totul ca să locuiesc acolo unde locuiește Dumnezeu. Și ce bine că Dumnezeu nu mai are un oraș pământesc acum, ci s-a mutat Dumnezeu într-un alt Ierusalim. Și o să vedem în câteva minute. Ierusalim, cetatea aceasta extraordinară, a fost în inima lui Neemia. Silviu, când Neemia a fost dus prizonier într-o altă țară, el n-a fost trist că nu avea bani. Într-o zi a fost fața așa de tristă încât a remarcat regele și a stat mișcat și a zis: ce ai, Neemia? Deci un om special. Ești un evreu deștept. Știa multe limbi, era chiar aproape de rege, îl folosea foarte, foarte mult, era foarte înțelept. Dar a intrat în cabinetul regelui, în sala regelui, așa de trist. Și a zis: Neemia, dar ce ai, de ce ți-e fața tristă? Că bolnav nu ești. Un om sănătos și trist. Să trăiască Domnul meu împăratul veșnic. Cum să nu fiu trist? Ierusalimul e dărâmat. Cetatea aia unde sunt mormintele părinților mei, cetatea lui Dumnezeu e dărâmată și eu să fiu vesel, să mânc, să beau. Îs foarte legat de Ierusalim. Și a spus: ce vrei să fac pentru tine? Să mă las să mă duc să ridic Ierusalimul înapoi. Oameni plini de râvnă, cum ar fi unul aici trist că nu merge biserica bine. Ce, frate, de ce ești trist? Dar nu ești bolnav, frate. Îți trist că beau tinerii din biserică și se îmbată. Marde! Apostolul Pavel a spus: nu este unul care să păcătuiască și eu să nu ard. Nu pot fi vesel când tinerii noștri fac lucruri din astea. Nu pot fi vesel când văd că frații o iau pe diferite cărări, când se ceartă, când se vorbesc de rău. Nu pot să fii bucuros când biserica nu-i cum trebuie. Biserica e cetatea unde locuiește Dumnezeu. Biserica e a lui Dumnezeu, frații și surori, a Domnului, amen? Nu putem fi oricum când biserica nu merge bine. De ce ești trist, Neemia? Nu merg bine lucrurile. Frații și surori, e vai de cel care n-are grijă în Sion. Neemia a fost foarte supărat. El a reușit să reconstruiască Ierusalim. Mai am găsit pe David care pur și simplu a făcut din cântările lui și visul vieții lui a fost Ierusalimul. Ar merita să citim, de exemplu, câteva versete și oameni din Israel au fost foarte mișcați. De fiii lui Core, de exemplu, a făcut cântări. Ascultați, se scrie Psalmul 137. Alți prizonieri, niște feciori, niște frați de corp, erau compozitori, cântau frumos și au făcut o cântare. Și cântau, ăștia cântau din harfe. Și acolo, fiindcă cântau frumos, oamenii din Babilonia au pus să cânte pe malul râului Babilonului, Psalmul 137, și deam jos și plângeam.
când ne aduceam aminte de Sion, de Ierusalim, în sălcile din ținutul acela ne agăsasem harfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, uitați angajament fac acești oameni. Cântărețul ăsta spune, dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei. Să mi se lipească limba de cerul gurii dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Frați și surori, pentru oamenii ăștia Ierusalimul a fost mai presus de orice. Și a spus, eu să nu mai pot să lucrez cu mâna dreaptă, limba să mi se lipească de cerul gurii, dacă eu am să uit de Ierusalim, că acolo Dumnezeu locuiește. În Psalmul 84 spun fiii lui Core, până și pasărea și îndunica au un loc la templul de Ierusalim unde să spună cuiburi și pui, altarele tale, Doamne, ce greu e pentru noi prizonieri aici, că cei ce locuiesc în casa ta tot mai pot să te laude. Noi suntem niște pribegi, niște călători, niște străini. Dorul după casa lui Dumnezeu. Ierusalimul era locul unde locuia Dumnezeu. Frați și surori, și Daniel, care a fost departe de Ierusalim, a spus, eu sunt legat de Ierusalim, că acolo se fac rugăciuni, exact cum s-ar face în biserică, și alea se ascultă, ajung la Dumnezeu. Nu-i așa, stimați tineri, când avem probleme, zicem, să se roage frații pentru noi, că biserica Filadelfia o ascultă Dumnezeu, amen? Aici, în biserica asta, vine Dumnezeu și ascultă rugăciuni. Și când avem probleme și când suntem bolnavi, scriem bilet, ridicăm mâna sus, că aici vine Dumnezeu și ascultă rugăciunile. Daniel, fiind departe, s-a întors și a spus, eu trebuie să mă rog, mă așteaptă groapa cu lei. Și a deschis geamul spre Ierusalim. Și a spus, acolo la Ierusalim vine Dumnezeu. Și a deschis geamul și a spus, geamul ăsta în direcția aceea, că acolo se coboară Dumnezeu. Frați și surori, bine ar fi în această seară să ne gândim foarte bine, mai există pe pământ un loc din ăsta unde se coboară Dumnezeu? Că Ierusalimul ăla numai aici a fost. Auziți ce se spune Domnul. În primul rând vreau să vorbesc ceva despre Ierusalimul acesta pământesc. Mi-am propus încă 10 minute să am, ca să vă fixați și voi când am să termin. Este la 75 minute, vreau să stau jos dacă mă ajută Dumnezeu. El mă va ajuta, ajutați-mă și voi cumva, faceți așa cumva la 75 să stau jos. Ierusalimul era un loc de întâlnire. Adevărat? Ierusalimul era un loc de întâlnire. Așa se saluta evreii, nu? La anul, la Ierusalim. Ei în fiecare an se duceau, urcau dealurile și din toate zonele se întâlneau la Ierusalim. Frumos! Ierusalimul era un loc de întâlnire. Acolo se suie, ascultați ce spune Biblia, vreau să-mi susțin această idee cu Psalmul 122. Uitați ce scrie aici Biblia, Psalmul 122. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bugată. Acolo se suie semințiile Domnului după legea lui Israel, ca să-L laude numele Domnului. De ce se suiau acolo semințiile? Aveau o lege. Se suiau după lege. De ce venim noi aici? Există legea lui Dumnezeu. Acolo se suiau ca să-L laude pe Dumnezeu. După legea lui Israel se luau toți vițelul și porumbelul care n-avea vițel. Și se duceau la Ierusalim, că așa a poruncit Dumnezeu să se adune. Era un loc de întâlnire. Vreau să vă rămână în minte această expresie. Cu Ierusalimul, loc de întâlnire. Că trebuie să se întâmple ceva și cu noi, din vremea asta, să fie un Ierusalim cu un loc de întâlnire. O să pot eu să rezolv asta dacă nu o rezolv tu? Ierusalimul este și acum un loc de întâlnire, unde toți sfinții se vor întâlni. Ne gândim la lucrul ăsta. Că evreii ăștia se întâlneau toți la Ierusalim. Ierusalimul a fost un loc de întâlnire. Așa-și numărau lunile.
și zilele. Și pregăteau caravana fiecare familie după semințiile Domnului. Se puneau în grupa și în seminția lui fiecare și urcau la Ierusalim să se întâlnească toți. De aceea spune Psalmul 133, ce minunat, ce plăcut este și ce dulce. Și plăcut este să locuiască frații împreună, căci acolo dă Domnul binecuvântare, viață pentru veșnicie. Haleluia! Ce frumos este să fim împreună. Acolo se întâmpla lucrul ăsta. David a scris aceste lucruri. Unde frații sunt împreună, se coboară ca un delemn peste barba lui Aron și peste veșminte. Acolo dă Domnul binecuvântare, viață pentru vecii vecilor. Slăvit să fie Domnul și asta să fie în adunare în seara asta. Viață să dea Dumnezeu pentru vecii vecilor. Se poate, Domnul, în biserică să dea viață unde frații sunt împreună în duh. Nu împreună pe bancă. În același duh. Domnul dă binecuvântare și viață pentru veșnicie. Ierusalimul era un loc al sărbătorilor. Vedeți, și Domnul Iisus, hai să-mi susțin ideea asta, loc de întâlnire. Și Domnul Iisus a băgat în obiceiul ăsta, se ducea la întâlnire în fiecare an. E careva vreun predicator care știe că mergea Domnul Iisus în fiecare an la întâlnire la Ierusalim, că atunci merită să-l băgăm în seamă pe David. În fiecare an, copilașul Iisus cu părinții lui se duceau la Ierusalim la întâlnire. Nici Fiul lui Dumnezeu n-a neglijat asta. Dacă a zis el, casa tatălui meu e Ierusalimul și eu mă duc în fiecare an, Mântuitorul Iisus cu o cămășuță nouă, cu haine noi, cum îi făcea lui Samuel Ana, se duceau, că s-a și pierdut în templu, atât i-a fost de dragă Ierusalimul și templu, încât a rămas acolo cu bătrânii și au plecat părinții fără ei. Exact cum copilul ți-ar pleca de acasă la stăruință aici și la repetiții și nu-l mai găsești unde, și el să spune, pe unde am fost, pe unde am fost, tati? La repetiții, la fanfară. Păi nu știai că eu trebuie să fiu la rugăciune? Extraordinar. Să-ți fugă copilul și să-l pierzi la adunare. Se mai întâmplă din astea. Că îi pierdem și nu ne mai răspund la telefoane, nu? Nu știu unde îi pierdem. Dea Dumnezeu copiii noștri să nu-i găsim nicăieri, la adunare să-i găsim. Amin? Bine ar fi. Era un loc de întâlnire unde Domnul Iisus mergea în fiecare an. Era un loc al sărbătorilor. S-a dus și Domnul Iisus la sărbătorile evreilor? Biblia spune că da. Pur și simplu, odată a predicat în ultima zi, în ziua a opta, la sărbătoare, s-a ridicat și el în picioare, a stătut în picioare și a strigat cu glas tare. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Și din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura. Vorbea despre Duhul Sfânt care avea să vină. Că Duhul Sfânt că n-a venit, că Iisus n-a fost proslăvit, dar acum a fost proslăvit Iisus. Și vine Duhul Sfânt la adunare, da? Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Domnul Iisus se ducea la Ierusalim la sărbători. Domnul Iisus se ducea la Ierusalim pentru că Ierusalimul era un loc de închinare. Era așa? Așa a zis Samariteanca în capitolul 4 din Ioan. Ierusalimul este un loc unde se închină evreii. Noi ne închinăm pe munte, voi vă închinați la Ierusalim. Famenul a mers departe, spune Faptele Apostolului, capitolul 8, la Ierusalim să se închine. Biserica e un loc, în via aici, un loc de închinare, frați și surori. Un loc unde trebuie să alergăm să ne închinăm lui Dumnezeu cu reverență, în duh și cu adevărat să ne închinăm la Dumnezeu. Oamenii au ales Ierusalimul, loc de închinare, s-a știut în istorie și au alergat multe mare să se închine la Dumnezeu, că acolo era Dumnezeu. Trebuie să vă spun în această seară că Ierusalim a fost un loc al jerfelor. Când vorbiți ziceți Ierusalim, gândiți-vă un loc al jertfelor. Un loc unde scăpau oamenii de păcate. Cum să nu iubească Ierusalim oamenii? Era normal să iubească Ierusalim. Când mergeau cu vițelușul lui, cu mielul sau turturica, și se duceau îngreunați de păcate și veneau fără ele. Acolo preotul, marele preot, intrea să aducă jertfă pentru el în Sfânta Sfintelor o dată pe an. Aducea jertfă ca să nu-l omoare Dumnezeu, să scape el de păcatele lui,
Apoi marele preot ieșea afară și cu sânge stropea pe toți oamenii. Îi sfințea și îi ierta de păcate, scăpa de păcate și erau izbăviți și veneau înapoi. Aducând jertfă fiecare, scăpea de păcate. Iubeau Ierusalimul. Era un loc al jertfelor, un loc al salvării. Ierusalimul a culminat cu cea mai mare jertfă din istoria omenirii. La Ierusalim s-a adus cea mai mare jertfă care a putut fi adusă odată pentru păcate. Jertfa a fost mielul lui Dumnezeu care a ridicat păcatele lumii întregi. Nu Isaac care trebuie să moară pe muntele Moria, ci Fiul lui Dumnezeu a murit la Ierusalim. Cea mai mare jertfă din lumea aceasta a fost în Ierusalim. Acolo a murit Domnul Iisus Hristos. Iubim Ierusalimul. Iisus s-a dus acolo să moară. Biblia spune că s-a dus la Ierusalim să aducă și el o jertfă. Dar el n-a adus-o ca marele preot jertfă pentru el și apoi el a adus o jertfă pentru noi toți, pentru o lume întreagă. Hristos a murit, s-a adus el pe sine jertfă ca noi să fim liberi. Iubiți Ierusalimul? Slăvit să fie Domnul pentru marea jertfă de la Ierusalim, jertfa Domnului Iisus Hristos. Ierusalimul n-a fost numai un oraș al jertfelor. Îmi pare rău că trebuie să vă spun în această seară, Ierusalimul a fost, l-au transformat oamenii într-un loc de afaceri. Nu la noi, la biserică, se întâmplă din alea. Nu în biserica lui Hristos, vin oamenii să facă business din biserică. Nu aici trebuie să vină Domnul cu ștreangul, nu-i așa? Nu aici se trag oamenii pe sfoară, nu aici trebuie să răstoare scaune, nu aici sunt oamenii care se dădeau mari, oamenii care patronau biserica sau templul lui Dumnezeu și a trebuit Fiul lui Dumnezeu să meargă la Ierusalim să le răstoarne mesele. A trebuit să stea la coama dealului să plângă Dumnezeu. Să spune, Ierusalime, te-am iubit ca voi, tu ai fost locul unde s-a așezat Dumnezeu să locuiască. A plâns Dumnezeu pentru Ierusalim. Pe când alții băteau din palme, Dumnezeu plângea, pentru că Dumnezeu știa starea poporului. În această seară când eu vă predic, ce e aici? Cum arătăm noi când Hristos este stăpânul și constructorul bisericii sale, ziditorul bisericii sale? Cum arătăm? Ce-i în inima ta? Ce-i în biserica aceasta și în biserica lui Hristos? Să credem noi că vom intra cu grămada împărății. A murit Hristos, ne va selecționa jertfa Lui odată și vocea Lui și alegerea va fi în mâna Marelui Jertfitor, în Marele nostru Mântuitor Iisus Hristos. Nu vom intra cu grămada, pe fiecare ne va lua pe rând. A murit Hristos ca să nu ne batem joc de lucrarea Lui. Amin, frați și surori? Biserica nu e un loc de afaceri. Biserica nu e un loc de aranjări unul cu altul. Biserica aceasta este un loc de mântuire, unde oamenii trebuie să vină cu păcate și să plece fără ele. Unde trebuie să vină bolnavul să plece vindecat de aici. Iisus a plâns pentru ea dezastru acolo. Bani era primul lucru. Afaceriște era acolo. Vindeau și cumpărau și făceau business-uri în templu. Și a spus, nu, asta e casa tatălui meu. Biserica este proprietatea sângelui din Golgota, a jertfului din muntele măslinilor. Biserica este a Domnului. Biserica nu e un loc de afaceri. Iisus a plâns pentru Ierusalim. Și Iisus a scos afară pe cei, Iisus a făcut o ordine acolo. Credeți voi ca mine într-o ordine pe care o va face Mântuitorul? Nimic întinat și spurcat nu va intra în părăția lui Dumnezeu. Prietene, a zis împăratul la nunta fiului său, prietene, cum ai intrat aici, cum ai îndrăznit să intri fără haine de nuntă? De ce nu te-ai pregătit? Legați-l. Să nu creadă cineva că ne aruncă cineva după ce am sosit în cer. Curățenia bisericii se face aici, în lumea aceasta. Dincolo intrăm sfinți, dacă intrăm sau nu intrăm niciodată. Legați mâinile și picioarele și aruncați-le în focul de afară, unde va fi. Nu era încă focul. Va fi plânsul și scârșnirea dinților. Ce bine că nu în seara asta. Ajută-ne, Doamne, în seara asta să ne pocăim. Să ne întoarcem cu toată inima la Tine. Ca Tu când vii să avem haina de nuntă.
Trebuie să închei, că am promis să fac asta. Fratele Ezechiel se va ocupa de noul Ierusalim. Am punctul 2, noul Ierusalim. M-aș bucura mult să poată să continue despre noul Ierusalim. Asta e de sus, asta e mama noastră, asta e cetatea Dumnezeului celui viu, biserica Domnului, asta e mireasa mielului. Și vreau să vă spun că în Apocalipsa 21 scrie că în Ierusalimul ăsta nou, că Dumnezeu, Domnul, a rămas așa de lipit de Ierusalim încât și-a făcut un Ierusalim în cer. Există în cer un Ierusalim. Nu s-a mai dezlipit niciodată de Ierusalim. Și când va veni, Domnul va veni împreună cu noul Ierusalim. Pur și simplu este în cer un Ierusalim nou. Și ăla vine cu oamenii de acolo. Și când noi plecăm, ne bagă în cetatea asta a păcii veșnică. Este Ierusalim. Și în cer, Domnul a fost lipit de Ierusalim. Și vine cu el din cer și a făcut Ierusalimul lui nou. Îmi place de Ierusalimul ăsta, că diferit de afaceriști și ce au făcut ei din vechiul Ierusalim, ăsta e nou, pe un pământ nou, și acolo e fără lacrimi. Acolo nu se mai plânge. Aici plângem cancer, suferințe, durere, necaz, tânguiri, acolo fără tânguire. Țipăt de durere, acolo fără țipăt. Pur și simplu ne va șterge lacrimii din ochi. Și fără moarte. În Ierusalimul ăsta se moare. Când vom intra pe atale porți de aur, Ierusalime, loc iubit și sfânt, tot cerul fi va plin de osanare spre slava celui pur, veșnic, sfânt. Slăvit să fie Domnul! Rețineți o idee, fie vă drag Ierusalimul de sus, acolo nu se moare. Acolo se trăiește veșnic. Îl vrea cineva ăsta? Ăsta, dacă îl vedeți, muriți, că se l-au modificat numai să facă bungee de anii ăștia. Ăla de sus nu se plânge, nu se sufere și nu se moare. Frați mai în vârstă, nu se moare în ăla. Apocalipsa 21 spune că Domnul mi-a arătat, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, noul Ierusalim, care va să vină. Și acolo El va fi Dumnezeul nostru și noi vom fi poporul Lui. Doamne, fă să facem parte toți din noul Ierusalim. Amin.